Bună copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești! Minunatele frunze! În Apocalipsa 22:2 citim: frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Ai văzut vreodată frunze căzând din pomi? Poate chiar ai sărit pe o grămadă de frunze uscate. Multe frunze sunt foarte frumoase când cad, dar căzând, ele mor. Când o frunză este în pom, de obicei este verde. Ea prepară hrana pentru pom. Ea primește seva de la pom, este vie. Toamna, când cerul este atât de frumos, când aerul se răcorește și zilele sunt tot mai scurte, frunzele încep să moară. Apoi, pentru că mor, cad din pom și plutesc spre pământ. Când sunt cu totul moarte, devin maronii. În grădina Edenului, frunzele nu mureau niciodată. Păcatul a făcut rău lumii noastre și frunzelor. Adam și Eva au păcătuit când au ascultat de Satana. De atunci, toate în natură au început să moară. Adam și Eva au plâns când a căzut prima frunză. Până atunci, ei nu mai văzuseră nimic murind. Au fost foarte, foarte triști. Noi putem învăța foarte multe din Cartea Naturii. Frunzele roșii, galbene, purpurii și portocalii sunt bilețele de dragoste de la Isus. Ele sunt darul Său pentru noi. Chiar în această lume tristă, Isus ne dă multe lucruri frumoase. Păcatul este urât și trist, dar Isus încă ne iubește. Frunzele frumoase sunt doar un mod prin care El ne spune că ne iubește. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!